Bună ziua, domnul consilier, primar, domnul viceprimar. Ați fost convocați astăzi în ședința ordinară la predispoziția domnului primar. Constat că cei 11 consilieri sunt prezenți. Este întrunit cu domnul pentru a aproba materialele de pe ordinea de zi. Doamna secretară, mă scuzați. Puneți. Nu vă supărați. Un pic mai tare dacă vreți să vorbiți. Nu prea s-a aud din colțul ăsta aici. Eu sunt mai dificil să mă un pic mai... Repet? Nu e nevoie, dar... Dar domnul Eugen, eu zic că vă uitați după aia pe filmare care vă dă și vedeți exact. Eu știu dacă mă mai uit, dacă nu mă mai uit. Am să ridic tonul, nu vă spărați. Nu. Nu. Oricum, te-ai învățat. Cu tonul meu mai... Eu de obicei cu soția vorbesc mai tare, ca să audă și ea și eu. Eu de obicei cu soțul meu nu vorbesc. Auzi pe tine, îți vă certați. Unde nu vorbesc rău. Da. Procesul verbal din ședința anterioară. Dacă aveți ceva de precizat, eu am făcut corecturile acelea referitor la ceea ce mi-ați spus, alte obiecții, dacă nu o supunem la vot. Cine este pentru, potrivă, dar cine cineva, mulțumesc frumos. Fac precizarea că aceste proiecte de hotărâri au fost analizate și avizate pe comisii în forma prezentată. Pentru că nu mai am altceva de comunicat referitor la aceste proiecte de hotărâri, dau cuvântul doamnei președinte de ședință să deschidă ședința și să supună la vot proiectul ordinii de zi. Proiectele de ordinea de zi sunt următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, inițiator primar Dumitru Cosmin David. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcție și desfințări, destinate pentru a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, inițiator primar Dumitru Cosmin David. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului EcoSud și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-2087 din 16.04.2018. Inițiator primar Dumitru Cosmin David. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Inițiator primar Dumitru Cosmin David. Supun la vot cele 4 proiecte și mai avem un proiect. Acest proiect a fost analizat. Proiectul de hotărâre privind sprijinirea unor unități de cult din Comuna Sechia, județul Bacău. Supun la vot cele 5 proiecte. Cine este pentru? Împotriva, abține. Dacă cineva vrea să ia cuvântul... La diverse. Nu avem diverse, dar dacă vreți... Dorim, da. Da. Bine. Cine se înscrie? La diverse mă scriu eu și la punctul 3 am să mă scriu. Păi vă întreb atunci. Da. Și eu la final, doamna președinte, aș avea o întrebare pentru domnul primar. Nu spun eu. O să trecem la primul proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. În ședința pe comisii de ieri, toate comisiile au fost de acord în unanimitate. Astăzi, cine vrea să mai dezbată, să mai spună ceva? Cineva dorește? Deci dacă nimeni nu mai are, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva, abține. Domnul Uncanu, nu v-am văzut cum l-a văzut. M-am uitat bine, dar n-am văzut. Eram concentrat, dar nu mă uitam la știu de deam până la nu dublat. Bine, de ce mi-ați spus? N-am înțeles aici cu... la autoritățile executive.
la buget, văd aceleași chestii de două ori, pe aceeași față verso. La 10.02.06 și la 10.01.017. Văd aceleași chestii trecute de două ori, doar ca să fie prins în buget sau... La ce capitol? A fost prins o capitolă. Chiar aici, la bugetul de fipluri de cheltuieli, articole și alimente pe anul 2020. Așa e 1, 65, 66. Aici sus comandul. Da, 70, 02, 02, 02, 02. Aici capitolul, sub capitolul 5102-0103. Aici am înțeles că sunt defalcate toate pitremele. La autorități executive acolo, nu? Da, 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 la execuție. Da, le-am văzut aici pe... prima pagină și le-am văzut și pe versul. La ce dată? Spuneți semnul. Și am văzut pe 2020. Le-am văzut că-s dublate. Vedeți, sunt aceleași chestii trecute de două ori și pe o parte și pe alta. Față versul, cred că... E aceeași foaie listată, din păcate, față versul sau? Dar vorbim de ce sume. Da, deci... Da, nu, am văzut. Numai că erau pe câte două și nu știu, n-am înțeles de ce. Da. Da. Atât am avut la partea lor. Proiectul de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Aici... La acest punct, care și el a fost aprobat în unanimitate, are cineva o obiecție astăzi, poate mai studia directă în așa. Eu zic să puneți la vot pentru că asta e cu depunerea și cu... Domnul viceprimar o să fie... Este mandatat ca să semneze. Ne reprezint? Da. Abonez că aici se știa din 2019, că o președință, nu în decembrie. Toate se știu. Am văzut acolo că toate sunt normal. Le-am văzut făcut în decembrie, dar ne-au anunțat în februarie. Asta era singura. Eu aș ca toate oaturile să... Nu, dar nu știi destul de bine cum să... Știu, domnul, de-aia am zis să pună doamna președintă la vot. Bine. Să supunem la vot pe proiectul numărul 2. Da? Cine este pentru? Împotriva, abține? Am venit la mâna, să știu. Am văzut. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Costul S.A. și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16.04.2018. Și acest proiect a fost aprobat în unanimitate. Eu vreau să fac o completare. Dacă tot sumbrul la modificarea tarifelor la operator, revin cu discuția care am avut-o și în ședința anterioară, să-l întreb pe domnul primar și îmi cer scuze pentru expresii că se continuă golăneala din 2016 cu făcutul reședințelor. Deci, sunt foarte mulți care sunt dornici de chilipir, aduși în comuna noastră. Vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc. Nu mă întrerupe. Vă rog frumos. Are legătură. Dar lăsați-mă să vorbesc până la sfârșit. Deci, domnul primar, nu mai obișnuiți să ne puneți pumnul în gură. Lăsați-mă să vorbesc. Doamna, am găsit ședința de consiliu. Ședința? Discutăm. Vi se pare? Da, e vorba de modificare.
modificarea tarifelor. Vă rog frumos, lăsați-mă. Eu am venit cu o propunere în ședința trecută. Tarifele? Așa, vă rog frumos. Pe operator care eu... le-ați aprobat. Deci le-am aprobat. I-am spus că este o discuție suplimentară și vă rog să mă lăsați-o vorbesc. Dar bine, strict pe proiectul de pe este strict că vă interesează în mod deosebit. Vreau să spun că aceste persoane care vin în comuna Secuiene, aduse de dumneavoastră prin intermediul colegilor, să fie trecuți la salubrizare. Faceți să plătească gunoiul. Vă rog frumos, inițiați un proiect de hotărâre. Dumneavoastră sunteți primar. Dumneavoastră sunteți primar, mai fac și alții ca dumneavoastră, dar primul lucru care îl pune, îl pune să semneze că plătește gunoiul. Deci nu trebuie să ne ignorați, nu trebuie să ne tratați cu umilință. Deci în afara faptului că nu este discuția cu locul la discuție despre aceste voturi, deci aceste persoane care vin în comună și le drag să stea în comuna noastră la dorința dumneavoastră, fie o perioadă în tranzit, 3 luni, 6 luni, cât este, să fie trecuți la salubrizare. Vă rog frumos menționați în procesul verbal, doamna secretară. Da. Da. Revin asupra discuții dumneavoastră și vă rog să inițiați un proiect de hotărâre prin care doriți modificarea HL-ului. Dumneavoastră vă inițiați la dorința noastră. Ocupați-vă și dumneavoastră, da. Nu, domnul primar, nu noi ne ocupăm. Noi venim aici în ședință și spuneți ședințele inițiate de dumneavoastră. Păi dar puteți să inițiați și dumneavoastră, că nu vă faceți treaba. Aveți vreo măsură pentru încasarea taxei la salubrizare pentru persoanele care fac această mutație? Nu, pentru că când s-a votat proiectul de hotărâre cu taxa de salubritate, s-a specificat clar, sunt supuse acestei taxe doar persoanele care au viză, care au viză de reședință, deci care au reședința stabilă. Deci nu cei cu vize de flotan, care stau o zi, două, o lună, un an sau cât stau. De 6 luni, de 3 luni. Doamnă, cât stau, nu, să știu, eu nu sunt de la serviciul public de domnul primar, nu ne considerați chiar atât de inculți, fiindcă dumneavoastră când veniți, dumneavoastră semnați acolo adeverința, nu semnăm noi. Dumneavoastră știți exact și persoanele care le-ați adus, că mi este rușine să vă spun cum arată acele persoane și boschetare arată mai bine decât chiar duceți aia care să pună viza și ștapila pe dumneavoastră. Am încheiat, am încheiat subiectul. Am încheiat subiectul. Vă spun foarte clar că nu pot să încalc colegii. Dacă dumneavoastră vreți să vă lucrați, chiar vă rog. Da, pentru ședința următoare chiar am să inițiez eu un proiect pentru chestia asta. Vă rog frumos. Doamna președinte. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă, se abține? Trecem la proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Și acest proiect ieri a fost aprobat cu toate cele trei comisii. Astăzi cineva mai are de adăugat ceva? Aș avea eu ceva. Da. Dacă îmi permiteți. Da. Deci aș propune pentru ședința următoare inițierea unui proiect de hotărâre prin care cei care nu se află în țară, lucrează peste hotare și să știe, deci că îți plecați de atâta timp, de ani, de zile, sunt oameni și hotare, eu văd ceva ilegal, nu-i ceva corect, nu trebuie să fii avocat ca să îți dai seama că se încalcă legislația în domeniul respectiv. Deci, pur și simplu, eu văd o ilegalitate ca să iei banii la cineva care de ani, de zile lucrează în străinătate. Exemplu, pot să-l dau chiar eu. Deci plătesc 3 membri care ei nu s-au aflat în țară de ani de zile și totuși plătesc acest serviciu. Pentru ce? Dacă la mine, la fată, de exemplu, să spună cineva dacă a văzut vreodată un pomberon la poartă scos. Deci plătesc pur și simplu degeaba. Domnul Adărin, aveți perfectă dreptate. Da. Și avem tot la fel hotărâri de Consiliul Local aprobată chiar de dumneavoastră, adică de Consiliul Local, prin care se scutesc cei care sunt plecați în străinătate la muncă pe baza unor documente justificative. Deci nu trebuie inițiat altfel. Nu. Deja este unul prin care se scad persoane plecate în străinătate. Nu, consider că și asta e o prostie. Nu e ceva corect și normal. Confidențial adresa. Adică de ce să aduc eu, să aduc eu ceva concret că de pe contractul de muncă, unde lucrează și asta e o ilegalitate. Dar nu era chestia cu declarația pe propria răspundere? Așa că una la mână. Declarație pe propria răspundere. Dar mai este și un alt aspect. Dacă ei nu apar nici pe tabelul de vot, deci niciodată nu au votat în România,
De 15 ani, eu am copii plecați de 15 ani în străinătate. Nu vota niciodată, deci nu prins niciodată votare, nu poți aici. Pentru ce să plătesc eu? Listele electorale înseamnă că nu sunt cetățeni români. Ba, sunt cetățeni români, cum să nu fie cetățeni? Asta nu vorbesc dumneavoastră dacă cetățeni români sau străini. Nu, dar ați înțeles, deci nu sunt cetățeni dacă nu sunt trecuți, deci listele alea din autoritatea electorală? Nu. Sau la ce vă referiți dumneavoastră? Ei, de exemplu, au votat acolo. Păi să înseamnă că au dublu cetățenie. Nu au dublu cetățenie, au votat acolo. Orice român poate să voteze acolo. Lista de la Chiticeni nu a fost la... Nu au prins niciodată votare. Deci a, nu au prins votare? Nu au prins votare, asta vreau să spun. Nu au prins votare, niciodată nu s-a întâmplat să fie acasă ca să fie... Îi trecut, dar trebuie degeaba. Ce sunt? Ei, și apropo de ce a propus doamna Margareta, mi se pare ceva corect. Să fie scoși ăștia, care, oamenii ăștia care lucrează în străinătate și într-adevăr nu sunt prezenți în România cu tare, pentru ce să plătească ei salubritate, iar cei care au viză de flotant, doamna Margareta, ai ceva corect, îmi pare bine că chiar v-am să în discuția așa ceva, a cei care își fac vize de flotant, două, trei luni, să fie prinși la plata gunoiului. Văd ceva corect. Ei să fie aia care să plătească și nu ăștia care lucrează în străinătate și n-au nicio treabă cu gunoiul, cu taxa de gunoi. Deci propun pentru ședința următoare să inițierea unui proiect de hotărâre prin care să votăm și să votăm dacă mie, cel puțin, mi se pare ceva ilegal. Să iei banii cuiva atâta timp cât el nu locuiește și nu are domiciliu. Domnule, din partea Partidul Social Democrat, inițiați un proiect de hotărâre, uitați ce specificam mai devreme. Să puneți în ședința de Consiliu și sunt de acord cu dumneavoastră. Nu e nicio problemă. Atât am avut de spus. Spunem la vot și proiectul. Sunt de acord? Împotriva, abține. Și proiectul de hotărâre privind sprijinirea unor unități de culturi din Comuna Sepieni. Este vorba despre biserica de la Glorișoare. Toată lumea a citit proiectul. Nevoie să... Nu, nu mai sunt nevoie. Cine este pentru? Împotriva, abține. Deci proiectul numărul 5. Cum ați spus că aveți ceva de spus, doamna Ruhana? Întâi aș întreba de domnul primar, dacă este amabil să-mi spună, de ce nu s-a făcut publică filmarea din 31 ianuarie 2020? Cum? De ce nu s-a făcut publică filmarea din 31 ianuarie 2020? Tot dumnealui a fost, dacă mi-aduc aminte bine. Nu mă ocupe de filmul, doamna. Ba da, domnul primar, și vă spun de ce. Eu l-am sunat pe domnul Ureanu și mi-a spus clar că dumneavoastră ați interzis să fie filmarea publicată. Și să nu uitați, este plătită din banii publici, nu este plătită din buzunarul nimănui. Această filmare trebuia să apară. Pentru ce a venit domnul aici în 31 ianuarie, dacă nu i-ați dat voie să a secretizat filmarea? Din câteva că mi-a și nu cred că a fost domnul. Domnule, nu are voi, filmarea a fost făcută, trebuia să apară. Dumneavoastră ați avut un motiv foarte bine în temeia, probabil să nu-i dați drumul. Am vrea să ne spuneți dacă apare filmarea din 31 ianuarie 2020, fiindcă ați plătit. Dar nu mă ocup de cine își face serviciu, nu își face până la casă. Nu mă ocup de publicat. A fost interzis, ascultați-mă. Eu am vorbit cu domnul Ungureanu și mi-a spus clar. Domnul primar nu mi-a dat voie ca să o public. Punct. Atunci înseamnă că nu trebuie să mai vreau să facă filmare. Păi, asta am zis și eu la începutul ședinței, pentru că în cazul ăsta, dacă se filmează doar... Să subordonează altceva, atunci degea la urmă. Asta l-am întrebat pe domnul operator și l-am întrebat dacă este o televiziune liberă sau... Eu nu văd ca să nu fie liberă. Nu, n-au fost. N-au fost. Și în general, am mai observat, am mai fost una sau două în anii anteriori, în care tot așa, a fost un pic mai acid de ședință și nu am mai apărut. Ca și asta de una trecută. Trebuie să informăm cetățenii, că pentru asta ne-au încredințat votul, să-i susținem și să-i informăm cu absolut tot ce se discută în această ședință, în ședințele din Consiliul Local. Atât? Mai am un punct. Da. Pentru domnul viceprimar, care eu am toată cât respectul față de dânsul, îl consider un om gospodar al satului și este un băiat foarte bun și chiar l-am apreciat întotdeauna.
Aș vrea să răspundeți și mie, domnul viceprimar, de ce nu vreți să vă implicați mai mult în activitatea de gospodărire a comunei? Știați că se pune piatră pe ulițele comunilor și se pune preferențial? Nu, doamnă, s-au pus peste tot exact în locurile unde s-au considerat și au fost nevoie. Domnul viceprimar, vreau să vă spun că poate dumneavoastră ați fost pe alte ulițe, la mine eu nu v-am văzut nici într-un caz. S-au explicat odată. Lăsați-mă să termin până la urmă. Deci vreau să vă spun că pe ulița noastră, unde stau și eu și unde sunt în disgrația domnului primar, s-a pus piatră doar în față la două case. Și nu vă mai spun cu câtă ignoranță acel om care dirija filma, se arăte domnului primar că la porțile celelalte l-au pus. De ce domnul primar atunci vă întrebe dumneavoastră? De ce nu s-a pus piatră pe toată ulița? De ce se pune numai la două case? Fiindcă unul e de la dumneavoastră din sat și unul probabil că trebuia să treacă în poarta lui. Deci nu se poate. Eu am cumpărat o mașină de piatră și am dat 6 milioane de ea ca să pot să ies din curte. Plătesc impozit, plătesc taxi, plătesc tot ce este, sunt la zi cu toate. De ce puneți piatră preferențial? Vreau să fie piatră pusă și pe uliță să iasă pe partea asta până la Toderiță. Pentru mine, da? Da, domnul primar, domnul viceprimar, și vreau să vă văd mai activ în comună. Dumneavoastră nu prea v-ați mai... În ultimul timp vă mai faceți prezența deloc în comună și... E plină comuna de gunoaie și de mizerie și de tot ce vrei. Dați-mi un exemplu. Uite, ieri, alaltă, ieri veneam de la Văleni, să mergeți până la Văleni și mă întoarceți înapoi, să-mi spuneți și mie ce vedeți pe drum. Am văzut. Aici este o situație mai delicată, pentru că este șoseaua județeană, unde chiar nu putem să controlăm lucrul ăsta. Am fost și am adunat gunoaiele, am fost cu garda de mediu, am avut control la cu 2 săptămâni, 3 săptămâni. E ceva care... Aveți poliții comunitare? Poliții să-i urmărească. Păi avem poliții comunitare, dar comuna Secuiesc întinde are și județeană și națională și... Să aibă, că și poliția comunitară are salarii cât primarul. Da, asta este altă treabă, problema mea, salarii are poliția comunitară. Și în legătură cu piatra s-a explicat odată, s-a explicat domnul primar, acum atâta timp cât se demarează lucrările de, la canalizare, este în atribuțiunea celor care lucrează ca să... Cine mai știe care sunt? Că societatea care a făcut contractul una, o mai închiriat la altă, două, adică noi stăm în noroi până când se termină ei lucrările. Nu este adevărat. Așa trebuie făcut. În momentul când ai terminat un lot, îl dai în folosință. Nu mă opri pe mine ca să merg... Dar de unde aveți vreodată aceste... Da, la logică, dacă aveți un pic de logică. Da, dacă dumneavoastră stăteați pe uliță cum stau eu și nu pot să scot mașina, ce ați fi făcut oare? Puneți-vă 5 minute în locul nostru, ca să nu vă mai spun și pe ulițele celelalte, a spus după ce a venit luna și a făcut atâta cer cu dumneavoastră aici. Doamna Aruncată, dumneavoastră aveți o problemă... Nu am nicio problemă, am problema corectitudine. Să fiți corect, să fiți onest și să fiți parțial pentru fiecare din comună, nu separat așa după simbrile dumneavoastră. Care acum să vă legați de aftul... Nu mă leg, că nu pot să ies, vă rog, veniți pe uliță la mine, să vedeți cum este ulița mea. Dumneavoastră nici nu aveți respectul să mă ascultați. Eu v-am ascultat întotdeauna, prea v-am ascultat. Deci problema asta în fermă corect. Exact cum spunea domnul viceprimar, până la finalizarea. Da, până în 2024. Proiectului de canalizare, vă dați seama, ulițele sunt supuse unor, să spunem așa, probleme destul de vizibile. Dar trebuie să înțelegeți că se balastează, nu se balastează preferențial. Nu ne ocupăm noi primăria de balasta. Asta v-am explicat încă. Da, dar urmăriți, că fiindcă ei primesc sumi uriașe de bani, și trebuie să urmăriți. Este problema lor cât primesc. Dar nu e problema lor. Nu e problema noastră, nu verificăm. Noi avem dirigenții din șantier care se ocupă și face treaba. Cine dirigentele din șantier? Dar dumneavoastră, v-am spus, încercați să vă faceți publicitate. Nu fac publicitate, domnul primar. Eu v-aș vrea să vă faceți publicitate prin neputința. Dar nu e adevărat, nu fac publicitate. Eu sunt mâhnită ca așa alți oameni din comuna Secuiesc, că ne-ați lăsat cu ulițele în noroi până în gât. Asta nu fac publicitate. Din amărăciune nu poți să faci din supărare cu publicitate. Îți faci din bine și din frumos și din victorie să faci publicitate, nu din amărăciune. Nu încercați să vă mai victimizați când mi-a... Dar nu mă victimizez deloc. Păi nu mă face să mă... Data viitoare vă aduc filmările să vedeți cum arată o uliță. Dacă e posibil să poți ies eu pe uliță, dar ce sunt condamnat la moarte? Ce dracu avem noi care ăștia nu vreți deloc să ne ascultați? Doamna Lunca, nu pot să vă pun și o întrebare. Puneți-mi, domnul. Vreți să puneți sau să adresați? S-o adresați, o facă cum vrea. Doamna Lunca, domnul vice, să întoarcă înapoi, că înainte nu știu cum se întoarce. Vă rog frumos, înțelegeți pe domnul Brânșteanu. Dar am zis eu că vă rog
ascult. Este mare problemă. Astăzi spuneți mare și dumneavoastră că nu puteți ieși. Dar ați venit vreodată în chiticeni să vedeți cum se ieși. Am văzut, am intrat și nu mă n-am mai putut ieși. Nu cred că ați intrat de mult. Ba, am intrat, n-am nici ce asfaltă. Ce n-a promis că asfaltează în chiticeni, domnul Bureșteanu? În 2004. Gândiți-vă ce onoare are doamna Lucaru și ce cuvânt are. Domnul primar, când spuneți mie de activitatea mea, vă spun eu că ați dat 4 miliarde jumate pe drumul de la chiticeni. Dumneavoastră ați făcut plata. Cum poți puteți mie de asfaltare? Proiectul meu cu asfaltare să n-ar fi vă la dumneavoastră. Vreți la banii, i-ați dat banii pe el din bugetul local? Dumneavoastră, dar acum, adică dacă nu sunt bugetul local, vreau să facă ce vrea prăpăt în comuna noastră care își convine. Nu, doamnă, dumneavoastră ați achitat pentru drumul de la Chiticeni 4 miliarde jumate. Drum pe care ar fi trebuit să mergem șosete pe el și nu se poate circula. Orice drum care s-a lucrat pe el a fost aprobat prin votul dumneavoastră. Păi și, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facă treabă. Noi vorbeam de proiect în 2004, care dumneavoastră vorbătească cu pământ pierd? Nu, din 2004, este din 2010 și stă în arhivă. Din 2010, da. Și ați făcut copy-paste la proiectul meu cu canalizarea și nu mai Da, exact. Da. Așa. Aberați, deci mi-este și o rușine. Haideți să vă fie rușine de comportamentul dumneavoastră și ceea ce faceți în comuna Sepien, că ne ignorați total, acum cât toți boschetare să-i faceți buletine și să vă puteți să mergeți dumneavoastră. Punct, nu mă mai obligați. Mai aveți? Spuneți-vă, nu mai am nimic. Eu, nu. Nu, vreau să spun că din programul ăsta de asfaltare, de, eu știu, modernizarea drumurilor, și dumneavoastră faceți parte. Păi mă refer foarte bine la drumul nostru, de la Chiticeni, deși dacă s-o luat în discuție, s-o luat în discuție acum chestia asta. Deci mai sunt câteva luni și terminați mandatul. Așa. Și ați fost acum ca să vedeți că pe o porțiune de 30 de metri nu ai pe unii trece, trebuie să calci prin balte, stau numai peștele și broaștele lipsesc. Lasă-mă așa, domnul Andonei. Dacă da. Și fiecare primar făcea câte puțin, acum nu mai mergeați prin bălți, da? Ce ați făcut de-a Doamne, nu-i. Deci, când vrei să faci ceva cu adevărat, vezi și doar... Păi spuneți-i, domnule, nu cam. Spune că am mai până din 2016. Știi care-i treaba bună, care-i treaba bună. Erați consilier PNL, când a fost aprobat asfaltul pe drumul de la Chiticeni. Așa. Au venit în luna decembrie cu o notă. În 10 zile să se ducă următoarele documente. Era primar domnul Huiban. Așa. Și atunci, în 10 zile, nu a avut ce face. Și o extras din proiectul ăla mare. Ei, nu a avut ce face. Asta cu pietruții erați consilier și toți am ridicat mâna și am fost de acord să fie așa. Măcar așa, trebuie să specificăm, să fie măcar așa, dacă nu se mai putea agri. Uite, orice drum se strică. Și da, dar 4 miliarde jumate, n-are voie să se strice un drum. Da, așa da, dar am propus de atâtea ori am spus, în ăștia 4 ani aproape. Am spus clar, domne, hai să facem, domnul vice, doar aude și acum și-o auzit și în alte des, când am vorbit. Am zis, hai să facem șanț, pe partea de la deal, de la asfalt și până în balta aceea, până la podul ăla. Unii se scurge la Andrei așa. Am spus, hai să facem șanț, să scurgă apa. Și îndreptat-o leacă cu încredere, îndreptat drumul și care măcar niște piatră, domnule. Nu mai spunem acum cum mai vorbim de asfalt. Că nu se poate azi mâine face chestia asta. Poate mai durează ani de zile și până atunci chiar să stăm în situația aia. Dar sunt oameni care fac nabieta. Pleacă de acasă prin tunere. Ajung acolo, ce să facă? Să iei picioarele în buzunar, ce să facă? Dar e ceva rușinos, chiar că e rușinos. Ce să mai zici în fața omului? Când te întreabă omul, domnule, dar de ce nu se ia măsuri? De ce nu se face măcar asta? De ce nu cotare? Ce să mai zici, domnule, dacă am vorbit de atâtea ore, în ședință, în astea? Am ridicat problema. În sezonul de iarnă, deocamdată nu se poate balasta. Nu putem să le... Am spus așa, întotdeauna cel mai bine, atunci se pune, să care niște piatre. Când îi moale pământul, ca să presează ca lumea, să tasează. Bun, și dacă vine mașina, dar mai este 20, 30 tone, 40 tone. Nu are nimic, merge acolo. Mai este o chestie. Dacă ne ducem cu o mașină de piatră și o strecurăm așa, ca prin sâtă și o dăm pe 300 de metri, pe 500 de metri, punem o mașină, două de piatră, n-am rezolvat nimic. Asta e ca să scoatem ochii așa, să spunem că cerpim o haină. Nu așa, domnule. Dacă facem o treabă, hai să o facem ca lumea. Până la asfalt, măcar lucrul ăsta să-l facem. Dar să-l facem ca lumea. Păi da. Un șanț pe partea stângă și pe partea dreaptă nu e așa dispozitor ca să nu se poată face.
Trecem de acolo, numai găuri, numai hărți. Dar păi, hai că eu trec cu mașina. Dar sunt oameni care merg pe jos. Da, sunt oameni care vin la dispensar, oameni bătrâni. De cât timp persistă? Treaba asta? Da. De foarte mult timp. Cam de când așa? Păi din totdeauna, ca să spun. Din totdeauna. Mă gândeam că eu acum de când sunt eu primar. Nu, domn primar, eu nu vă scot voi de acum că nu știu. Dar vreau să spun, mai sunt câteva luni, termină mandatul dumneavoastră. Și cum l-ați luat, cum știți drumul cealalt că a fost, așa, da, așa rămâne. Drumul de la Chiricen? Sunt sigur. Când am luat perioada mandatului, cum era drumul la Chiricen, domnul Andonie? Drumul la Chiricen? Da. De pe pantă... Hai ca să nu, în afară de șans, cu ce s-o îmbunătăță drumul ăla? Ce s-o făcut șansurile și nu știi? Văd în partea dreaptă spre pădurii. Nu s-o făcut, de acolo trebuia plecat. Deci nu-ți bune șansurile alea sau ce se înțeleg? Andrieș când trece la bucata lui, la asociație, când se duce, când ies spre Bărluș în partea asta, spune că dacă e șans, n-are pe unii trece. De acolo trebuia proiectul început. Încă 20 de metri mai era de făcut șansa, acolo și un pod. Ca să nu mai meargă apa pe drum. Acum știți ce se întâmplă, vă spun eu. Când vin apii mari și putare, apa tot pe drum merge. Pentru că la Andrieș, acolo, cum o iei spre Băluș în partea ce, nu este pod. De acolo trebuia început. Da, ca să capteze toată apa care vine din partea asta, să o capteze, să o dirigeze, să meargă pe șanță. Dar la Andrieș se poate interzice să mai intre pe acolo. Nu poți să-i ceri omului treaba asta să-i interzici. Are omul asociația acolo, ce faci? Dacă vrei să treci pe acolo și strici șanțul și ce este făcut acolo, îl faci și treci pe el. Așa văd. Dacă nu, o ia pe partea pe la mănăstire și pe acolo nu mai trebuie să facă niciun drum, nimic. Da, probabil conjur un pic și consumă motorină. Păi da, dar strică drumul oamenilor. Iar nu-i bun. Așa a strică. E calea cea mai bună. Da, atât. Domnul Lucanu Petri. Eu, din păcate, doamna Margareta mi-a luat-o înainte. Vreau să... Ca de obicei. Da, mulțumesc. Vreau să întreb în legătură cu firmarea. Și dacă domnul primar are cunoștință și ceva, dar dacă domnul Ilie a ridicat problema înaintea mea, nu mai are rost să o reluăm. Și întreabă dacă asta este. Dacă această filmare va fi... Rămân de văzut, da. Da, uite, nu stai. Da, doamna președintă, toată lumea s-a expus oarecum. Transmiteți-i domnului Ungureanu că rugăm foarte mult, fiindcă până lui este șeful, să posteze această... Ambele. Ambele, dacă se poate și dacă se mai poate un singur lucru și chiar să lăsați filmarea, să punem mână de la mână și să-l aducem un pic în comună ca să vadă exact ceea ce discutăm noi aici. Dacă n-ar fi să plătească din bani, de ce-l plătim noi? Să facem multe aspecte, dar ce nu știu. Domnul Lucanu să-l aducem.